Deja pune câte un hashtag la fiecare selfie a ei, un fel de enervându-l pe Dani. În ciuda lui Dani. Sau în ciuda lui Dani. Păi nu, e o campanie a lui Puberu. Da, da, da. În ciuda lui Dani, o campanie. Hashtag în ciuda lui Dani, ne facem tot selfie-uri. Dă-mi o carte, Flavia, te rog. Bă, vreau să mă ajutați la o treabă. Deci am văzut poza asta la trei fete. Uite. Trei fete. Ce ai dat? Trei fete. Mă dreși prejudecat. Mai rog. Trei fete. Oh, ce frumos! Doamne, am văzut filmul, îmi pare rău, aștept discul, nu citesc cartea. Am văzut poza asta la trei fete diferite la mine pe Instagram. Trei fete diferite, una făcea treaba asta în Dubai, ca și scris unde. În Dubai? Deci, atenție, este o fotografie care reprezintă următoarea treabă. Deci cum ia cu ambele citind mâini Lolita pe... în Teheran, citind Mândie și prejudecată în Dubai. Dubai, bravo! Care să deci, cu poza trecere. Este următoarea. Deci, ia stă cu ea vedere și... de aici... De aici, cartea, ca să se vadă un pic și în zare. A, să se vadă Burj Khalifa acolo. Ambele mâini. Acilea. Ambele mâini pe carte. Acum, cine a făcut selfie-ul? Păi și mie poza asta, dar te rog să-mi găsești unghiul din care ai putea face poza asta. În ce sens? Cum faci poza asta? Dacă ești în Dubai? Da. Și ești fată? Da. Și vrei să vadă că citești în Dubai? Da. Aici. Păi nu, că vederea e de aici. Da, mă, whatever. Vrei să știi cum a făcut ea să aibă ambele mâini pe carte și să se vadă aici? Da. Cu GoPro, mă. Da, bravo. GoPro pe piept? Pe cap. Dar fetele au în Dubai acum GoPro? Da, mă, eu știu unde... Păi, t-ai văzut acolo în aeroport, că e cel mai vândut. Ia ține un pic. Partea de electronice bate partea cu țigările, ce ai? Îl bate în ideea asta că, vezi, doamne, fetele își fac și de fapt nu citesc, nu? Asta e vrei să zici, nu? Și că... Nu, mă, ci pur și simplu el tehnic vrea să... Cred că așa, da. Mai în față. Mai în față. Mai așa. Și dacă e normal ce faci tu la televizor acum, dar... Și acum fă-te că citești. Poate, mă, că citești. Tu zici că era unul care a făcut asta? Tu zici că personajul secundar a făcut fotografia? Păi cine altcineva, Răzvan? Nu se văd degetele, trebuie mai... Eu când v-am zis că-s degeaba la emisiunea asta... Așa, deci dar eu, nu, ca dar să nu mă înțelegeți, eu vin doar că nu se mai poate modifica sigla cu Răzvan și Dani și e numele meu pe ecran tot timpul. Ăsta este singurul lucru. Următorul la poza! Hai acum! Hai! Da, mă, ce să fac? Bă, dar cum fac? Deci, bă, sunt niște poziții imposibile, Răzvane! Nu adică e, faptul mă. Că această poză nu exprimă nimic, adică este vedere dintre buric. Da. Nu e, mă, uite, la mare, spre exemplu, stai cu picioare, stai pe șezlong și stai cu picioarele așa. Da. După ce îți faci poza cu cârnații. Da, poza cu cârnații, da. Așa și se pune, se face. De ce? Mare lucru. De ce nu ai încredere în fetele care își postează dar pe Instagram? Dar de ce nu-ți curezi tu Instagram-ul ăla? Asta că și eu prost. Păi, pe bune? Urmăresc niște personaje. De ce? Adică tu le dai follow și nu? După aia tot pe tine te enervează? Exact. Mamă. Și oricum, depinde și de ce autor vezi în pozele alea. Că așa îți dai seama dacă fata aia chiar citește sau nu. Că dacă ea citește, nu știu. A, nu i-am văzut autorul, trebuie să-i caut autorul. Unde mă uit după autor? Adică, la o carte deschisă, boss, nu ai șansam de cărți. Ai, mă! Ce-am dat cu fierul? Pitoc, mă! Asta e unul, doi. La, uite, două, trei cărți de aici din spate, recunoști. Ce? Exact. Ai două, trei personaje, uite, exact. Domnul Darcy. Sau Lolita, cum a zis mai devreme Răzvan. Sau Lolita! Exact. Sau toți... Dar nu, citim Lolita în Teheran, acolo sunt mai multe cărți într-un la singur. Da. Da, de ce carte? De ce nu există Shazam de cărți? N-ai citit Lolita? Ba da. Așa. Dar am văzut filmul întâi. M-am plictisit cartea, am așa adormit. Nu pot să cred că te-am plictisit cartea, eu n-am putut să o las din mână. Are, mă, și eram plină de nervi. Aia veche. Filmul nu l-am văzut. Și eu am o dată, bă, ce ai... Pe vremea când mai descărcam filme, că acum nu mai descărcam. Numai acum suntem pe legal și pe Netflix. Sunt pe Netflix. Și pe ce mai e? VOD. Și... Da, nu am uitat la regizor. Am văzut doar că scrie Lolita. Da. Am descărcat. Eu am văzut și prima versiune. Un pic spooky așa, adică e mai bună cartea. Da.
Dar cine? Kubrick a făcut? Nu uite, știu, filmul, să n-am văzut filmele. Ia vede cine e a... doamna Irina în spate, dacă da. Vrei ne spune. Da. Versiunea 1, aia aproape al negru, așa, fâșită. Nu, mamă, și... De doamna casă am dat drum, băi, am văzut că ce... Am văzut că a greșit ăla care a încărcat filmul și că a pus alt poster din da. Altă primă. Nu am gândit, eu n-are ce... N-ai va să fie cu mult roz, deși dacă te gândești, ba, zic, sigur. Da, e... păi e că da, mică, 12 ani, cât are da, roz. Da, da. Era... Ce era rezonat? Hai de fă filmului... și pedeapsă, cred că era. Fă-ne o recenzie a filmului. Că vine Irina mai târziu și trebuie să povestiți despre acest film. Cum a început? Nu era pentru copii. Nu, păi nici Lolita nu e pentru copii. Da. Ia să vedem. El s-a mutat la început, de la început sau mai târziu? Cu Jeremy Iron Boy, că da, Mickey, dacă îl vedeam pe ăla, recunoșteam. Era cu un actor. Era cu Jeremy Iron Boy. Era necunoscut. Iron ăla. Da, pe ăla căutam în prima fază. Era un actor necunoscut și m-am gândit că este o interpretare de asta. Abstractă. Nu, da, și cu amatori, știi, că cu mai faci chestia asta. Da. Auzi că erau și... fetele erau amatoare de zice Mickey că de la Jeremy Irons la Titus Steele e doar o da. Și da, erau niște